Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Probabil că ai pășit noul an cu sentimentul că ești înconjurată. În realitate, ești presată de disarmonia radiată de planetele aflate în Berbec și Capricorn. Ele dau impresia că nu faci totul suficient de bine și că șeful sau soțul tău este mereu nemulțumită de tine. Atenție, în ziua de 7 ianuarie, sub influența lunii pline care se formează în zodia ta, te poate lovi o criză gravă de depresie. Cu toate acestea, ești ajutată să rămâi pe linie de plutire de sprijinul constant al planetelor prietene, Neptun și Uranus. Acestea te invită să regândești evenimentele, să pui totul pe rafturi, pentru a nu fi la mila evenimentelor. În ceea ce privește problemele inimii, atmosfera nu este prea propice romantismului. De ce nu visa la mes în lumina lumânărilor? Pe de altă parte, contactele inteligente vor deveni relații de mare stimă. Sună atrăgător? Dragoste! Din 4 până pe 27 ianuarie, Venus în Vărsător nu acordă nicio importanță sentimentelor tale. Dimpotrivă, seducția stă în spatele implicării intelectuale. În această atmosferă lipsită de manifestări tandre, vei simți singurătatea. Din 28 ianuarie, Venus în Pești compensează această lipsă de generozitate și sensibilitate. Sfat, dacă vrei cu adevărat, poți să-ți folosești iritabilitatea și schimbările de dispoziție în avantajul tău. Cum? Încearcă să înțelegi sentimentele celor din jurul tău. În ianuarie poți fi prea nehotărâtă, din cauza situației care ar putea fi numită picantă. Îmbraci ceva clasic la o petrecere și, ajungând acolo, vei regreta că ai fost modestă. Sau te vei gândi mereu la ceva de genul, vino, dar nu te apropia. O situație similară poate apărea în cercul familiei, partenerul, părinții, copiii și vor impune părerea, iar tu nu îi vei refuza în timp util. Ca rezultat, o grămadă de insulte. Ei vor fi jigniți de tine pentru că vei reproșa, am fost de acord, iar acum ești împotriva lor, pentru că ei au decis totul pentru tine. Copiii tăi pot fi prea emoționali și lipsiți de reținere, cu tine, cu prietenii și la școală. Poate motivul este supraprotecția ta, și că ți-a fost mai ușor să fii de acord decât să înduri multe ore de discuții lămuritoare. Sănătatea. Influența lui Marte îți poate provoca oboseală cronică, îți poate provoca focare de descurajare sau apatie pe parcursul lunii. Racii mai în vârstă și cei cu boli cronice ar trebui să-și amintească despre prevenire. Există o probabilitate mare de răniri și exacerbări sezoniere. Astfel, la sfârșitul lunii, fondul psihoemoțional inegal al racului, combinat cu o situație foarte tensionată, poate provoca stări sumbre și stări depresive. Racii vor gravita spre singurătate și pace. Acordă o atenție deosebită stării dinților tăi. Chiar și o mică fisură poate duce la probleme grave, până la un dinte rupt. Banii. Venitul tău va depinde în mare măsură nu de tine, ci de mediul tău. Cineva te va ajuta să obții un contract sau să obții un loc de muncă profitabil, iar cineva va vinde echipamentul de care ai nevoie la alt preț, astfel încât să fii nevoită să plătești în plus în magazin. La locul de muncă, racii vor avea tendința să se irosească pe fleacuri, așa că este puțin probabil să poată face ceva serios, dar ești destul de capabilă să pui lucrurile în ordine. Atmosfera din birou poate fi explozivă și s-ar putea să te trezești în mijlocul unui scandal sau într-o confruntare străinețe. Dacă se întâmplă acest lucru, nu te ascunde în spatele altora. Poziția pe care o ocupi și modul în care o aperi îți vor afecta viitoarea avansare în carieră. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!